Salut tuturor, eu sunt Dani, bine v-am regăsit cu un nou video pe acest canal. Astăzi mi-a venit coletul de la Decathlon. Este o cutie în valoare de 470 lei. Aici se află niște produse de vânătoare și camping. Le-am luat împreună cu Olica. Și da, voi deschide cutia, am așteptat 7 zile după ea. Și da, hai să vedem ce se află înăuntru. Folosesc un Solognac 35X pentru a deschide acest colet. Avem aici foarte multe produse, deja văd. M-a interesat mine. Să începem cu primul lucru. Acesta este un rezervor de apă de 2 litri pentru rucsac. Este al lui Lic, nu e al meu. Da, ăsta este un rezervor de apă. Țeava asta iese prin spate la rucsac și tu poți bea apă în timp ce mergi. Urmează vesta mea. Este o vestă Solognac, mărime M. Solognac frumos. Am să o iau pe mine să văd cum arată. Aceasta este vesta. Două buzunare mari aici, în spate. E o vestă de vânătoare, arată foarte bine. Următorul lucru este un kit de bucătărie, adică de gătit, de două persoane. Ăsta este tot al lui Lică, are două furculițe, două pahare, două linguri, o tigaie și o oală. Ăsta este un tricou, am să-l scot acum să-l arăt. Ăsta este tricou, Solognac verde, foarte subțire, abia aștept să-l port la vară. Aceasta este o husă pentru telefon impermeabilă. Asta se pune la curia sau la gheoza, am pus pe telefonul înăuntru sau o tichies. Asta este tot al lui, pentru că eu n-am vrut să-mi iau așa ceva. Asta este o teacă pentru cuțit, pentru cuțitul care am despachetat această cutie. Următorul lucru este un cuțit exact ca meu, Solognac. Arată exact ca a meu, deci nu vi-l mai prezint. Aceasta este o cagulă, Solognac frumos. Adică cam toate lucrurile din cutie sunt la Solognac. Aici mai am un tricou, este al lui Lic, exact la fel ca meu. Urmează perechile de pantaloni, avem două perechi, la fel doar cu mărimile diferă. Nu, asta nu extrem. Mărimea M pentru mine și mărimea L pentru Lică. Dar sunt foarte faini de stepuri, n-am ce să vă prezint la ei. Avem o șapcă Solognac. Asta este șapca mea, următoarea este a lui Lică. Dar e pur și simplu o șapcă. Arată destul de bine. Mai avem o cagulă, care este a lui Lică. Aceasta este borseta mea, o borsetă în care îmi voi pune unele lucruri. Solognac. Pot să pun la centură sau la rucsac. Cam atât cu acestea unboxing, oameni buni. Noi ne vedem data viitoare, când cel mai probabil vom termina locul de camping, adică prima zi, în care vom face gardul și restul de lucruri. Și da, noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!